înviat! Paște fericit tuturor! Bine ați venit și la mine în casă! Astăzi avem un video în colaborare cu fetele de pe YouTube Girls România. Această colaborare este o idee a lui Elena de pe canalul Homemade by Elena. Și anume o provocare Pinterest. Fiecare a ales cât o idee. Eu am ales un dulce italienesc care se face de obicei de Paști, așa că o să vă las în descriere linkul către canalul fetelor care au colaborat la această idee și haideți să vedem cum am făcut rețeta. Pentru bază avem nevoie de 450 de grame de făină, 200 de grame de unt rece din frigider, 2 coaja de la o lămâie, 160 de grame de zahăr. Pentru cremuță avem nevoie de 750 de ml de lapte proaspăt, 35 de grame de amidon de porumb, 3 ouă și un gălbenuș, 30 de grame de făină, 225 de grame de zahăr, coaja de la o lămâie. Și pentru ornare de nuci de pin și zahăr pudră. Haideți să începem! Într-un castronel o să punem făina. Fetelor, o să-mi pun mânușile, ca altfel aici cu unghiile mele facem nebunii. Adăugăm untul, tăiat bucățele și îl băgăm în blender. Adăugăm ouăle, adăugăm coaja de lămâie. Am frământat-o până s-a făcut așa, o înfășurăm în peliculă din aia transparentă și o băgăm în frigider 30 de minute. Într-o oală am pus laptele și coaja de la lămâie tăiată așa, că trebuie să o scoatem, și o punem la încălzit. Separat punem gălbenușul de ou și zahărul. Mestecăm. Bine, bine, bine. Adăugăm amidonul și făina. Amestecăm bine, bine. Scoatem coaja de lămâie de lapte. Îl dăm la o parte de pe foc și îl lăsăm un pic să răcească. După ce s-a răcit un pic, adăugăm un pic de lapte ca să o apropiem cât mai mult de căldura laptelui și o adăugăm în compoziție aici. După care această compoziție o vărsăm în lăptic și o punem pe foc chiar. Punem compoziția aici și cu focul mic o amestecăm cam 10-15 minute până se întărește. Fetele, a trebuit să o mestec cu asta ca să nu se lipească. E gata. Nu uitați să amestecați ca lumea pentru că se lipește. Cam asta ar trebui să fie consistența. Acum o luăm de pe foc. Ok. Punem crema aici. Asta este crema pasticeră, se numește. Și acoperim cu pelicula. Să o atingă, așa, ca să nu se formeze pelicula aia deasupra. Scoatem baza din frigider, o împărțim în, deci împărțim așa, 3 sferturi și un sfert. Ok? Punem un pic de făină și o întindem ca să punem în tăvița asta, cam 25 de centimetri. Cam așa ceva, o înțepăm cu furculii. Adăugăm crema. Fetelor, eu n-am avut tavă din aia mică, trebuia să am o tavă mai mică, asta e prea mare. Mai tăiem din marginile astea mai aproape de cremă, că pe urmă este prea păstoasă. Așa mă trebuie să arate. Și acum pun partea cealaltă deasupra. Și acum tăiem ea.
o băgăm la cuptor la 160 de grade pe partea cea mai jos și o coacem 50 de minute. După care o ridicăm mai sus și o mai coacem încă 10 minute. O găurim și pe asta. Și pinolii adăugăm, pinolii, adică nucile de pin, le adăugăm 10 minute înainte de a fi gata tortul. Okay, ma. Uite, ma, asta este tortulețul, am pus și niște zahăr pudră, pinolii i-am băgat cu 10 minute înainte să fie gata și Hristos a înviat! Aceasta a fost rețeta mea, provocarea mea, sper că videoul v-a plăcut și dacă o să faceți acest dulce, să-mi lăsați în comentariu și pe Instagram o poză și să mă tăgăduiți. Nu uitați să vă duceți să vedeți clipurile la fete, vă las în info box link-uri către canalul lor, vă pupăcesc și ne vedem la următorul video. Hristos a înviat! Ciao, ciao.